În acest sfârșit de săptămână are loc o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Instituțiile culturale din Drobeta Turnu Severin vor fi deschise până la ora 23. Autoritățile locale invită toți severinenii să viziteze gratuit Castelul Artelor. Și secțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier sunt deschise pentru vizitatori. O nouă ediție a evenimentului cultural Noaptea Muzeelor va debuta sâmbătă aceasta la Drobeta Turnu Severin. Municipalitatea anunță vizitele gratuite la instituțiile de cultură din Drobeta Turnu Severin. Sâmbătă, pe 13 mai, între orele 14 și orele 23, intrarea la Castelul Artelor din municipiul Drobeta Turnu Severin este liberă, astfel că toți severinenii și nu numai poate să vină în această perioadă să intre gratuit în incinta Castelului Artelor, se bucure de expozițiile pe care le avem acolo și, poate mai mult decât atât, se bucure și de o panoramă a municipiului Drobeta Turnu Severin văzută de la înălțime, în special noaptea. Ceea ce este demn de menționat este faptul că pe viitor ne dorim să facem din Castelul Artelor un muzeu care să fie unul reprezentativ pentru municipiul Drobeta Turnu Severin. De Noaptea Muzeelor, intrarea va fi gratuită și la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Este sărbătoarea noastră a muzeelor din întreaga lume și am fi foarte onorați de vizitele domniilor lor. Îi așteptăm și pe copii și pe tineri și pe adulți și persoanele vârstnice și din județ și din afara județului. Muzeul își deschide larg porțile și oferta noastră este una pe care credem că o vor aprecia. Noaptea Muzeelor va fi sărbătorită în 33 de județe și în peste 200 de instituții culturale din România, sâmbătă de la ora 16.